Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul, Nord în Scorpion, etalare pentru mai, eventual mai-iunie, că tot mai un pic și ajungem la jumătatea lunii mai. Pare rău de întârziere. Dacă vreți să vă încadrați etalarea pentru o lună, sunteți liberi. Puteți să încadrați și pentru două, pentru câte luni vreți voi. Mesajele deja au venit și au venit destule, destule. Cineva vrea să vorbească, ori cineva vrea să vorbească cu voi, ori voi simțiți nevoia să exprimați ceva. Sau universul. E nevoie de comunicare oricum. Aveți ca și mesaje 44 care a apărut și la balanță, 5 care a apărut și la fecioară și 22. Interesant. 35, dacă vă spune ceva. În fine, 22 și 44, două numere maestre, da? Două numere care, deci 22 de fapt, dublat, duce către 44. În momentul în care, deci unul spune așa, în inima materiei, adică sunt lucruri mult mai profunde decât ceea ce văd ochii noștri. Și acesta spune că învățați să comunicați unul cu celălalt și să vă întâlniți nevoile în dragoste. În primul rând, bănuiesc că este nevoie, e o chestiune care ține de o relație, evident, cel puțin aceste mesaje la așa ceva se referă, la relația voastră cu cineva. Am spus, când văd această carte, văd doi oameni încăpățânați, doi alfa, doi lideri, doi, dacă nu neapărat lideri, doi orgolioși. Că nu ar fi toată lumea chiar așa cu calități de leadership, da? Doi orgolioși, doi de patru. Însă, împreună, voi vă puteți transforma. Voi puteți fi un cuplu foarte intens, 4 cu 4, 8, dar intensitate, transmiteți intensitate împreună. Evident, cine e cu un scorpion are cum să fie totuși o ființă slabă, nu poate să stea lângă un scorpion oricine. Ce, nu contează ce aveți, soare, lună, Venus, ascendent sau nodul nord. Aveți o intensitate lângă pe care o emanați, o transmiteți și nu oricine poate să stea în asemenea vibrație. Deci aveți nevoie de oameni puternici. Doi oameni puternici, unul lângă celălalt, într-o călătorie, într-o relație. Pot să facă lucruri care să transforme lumea, să transforme situațiile prin care trec împreună. Ideea este că și voi vă transformați separat. Și asta o faceți în momentul în care încercați să forjați în voi și în relație. Că asta înseamnă 22 și cartea aceasta. Lucrurile sunt mai profunde. Vedeți un pic în spatele aparențelor, în general, scorpionii au această tendință de a forja, da? Să scoată emoții, cuvinte, mărturisiri cât mai intense și cât mai bine ascunse. Dar dacă forați în celălalt, e bine să forați și în voi. Dacă vreți să-l transformați pe celălalt, încercați și transformați-vă și voi. Ideea este, acum văd totuși, de fapt nu e doar acum, acum mi-atrage atenția acest înger care plutește deasupra unei lumi, unei lumi amorțite. Posibil că, deși în această izolare, lucrurile au părut că dorm, că sunt într-o stare de stagnare aparentă, am vorbit de aparență, da? Înăuntru, persoana aceasta a doua s-a gândit, în cazul în care n-ați fost împreună, s-a gândit foarte mult la voi, s-a transformat, eventual și voi v-ați gândit la ei, măcar din când în când, dacă nu în fiecare zi, și v-ați transformat. Și este nevoie să faceți niște gesturi de amabilitate, unul față de celălalt. Aveți 5, iar luna mai, interesant. Dar 5 știți bine că înseamnă și schimbare prin creativitate, casa 5 a jocurilor, a creativității, a dragostei, a leului, evident. Dar și a ego-ului, am zis că sunteți amândoi orgolioși. Schimbați ego-ul ăsta și mergeți către o comunicare și creativă și acțiuni creative care să vă aducă împreună ca să puteți crea, ca să puteți transforma relația, situația, da? În continuare, vorbiți limbajul dragostei.
35. 3 cu 5 cât înseamnă? 8. Iar dacă am calculat bine, că uneori mai, eu știu, mai greșesc, dacă este 8, e casa scorpionului. Avem și o lună plină aici. Poate de la luna plină în scorpion ceva a început să se schimbe, măcar într-unul dintre voi. Posibil unul a dorit să ofere pasiunea, să o arate. Că nu s-a putut în această perioadă în care toate lucrurile erau izolate, pe tot globul, știți? Da? Nu s-a putut, dar asta nu înseamnă că nu a crescut, că nu s-a desfăcut această pasiune, acest trandafir, da? Și eventual că a început să strălucească, trebuie să fie împărtășită această lumină, această dragoste, altfel e deprisos, e deprisos. Vorbiți limbajul dragostei. Ce interesant mesaj! Unul dintre voi avea tendința să aibă inima mai împietrită. Și exact persoana aceasta a început să se transforme. Și exact persoana aceasta, cu inima pe care și-a ținut-o, parcă izolată de lumină și de natură. Exact ca această persoană a început să se transforme și își dorește să împărtășească cu voi pasiunea și lumina. Da. Ok, deci care era? Asta era. Așa, le las pe astea două. Hai să o pun și pe asta, că poate are legătură și limbajul dragostei, da? Ok. Și înapoi la ceea ce iubiți posibil, am zis că cineva se va întoarce la voi, voi vă întoarceți către cineva. Există o reîntoarcere, o reîmpăcare, o împăcare, reconstrucție. Probabil că v-ați separat. Nu musai din cauza izolării, poate că înainte. Am amestecat cărțile, a vrut să se arate 4 de monede invers, semn de pământ pentru unii dintre voi, mai mult sau mai puțin. Dar sunt mai multe mesaje legate de această carte. Pe de-o parte, încercați să ieșiți din tipare, din încăpățânare, 4, da? 4 și 4, da? Ieșiți din această încăpățânare și fiți mai flexibili. Una la mână. 2. Aveți grijă cu cheltuielile, cu banii, pentru că s-a cheltuit și nu s-a mai pus deoparte. Pentru că dacă n-ați lucrat, asta e, da? Nu s-a mai putut pune deoparte. Aveți grijă și la capitolul bani. La capătul setului există dorința cuiva de a o lua de la zero, dorința de a se întoarce către Dumnezeu, către credință, către speranță, către o relație voioasă, frumoasă, după ce a stat cineva într-o relație toxică. Oricine va vrea să-mi lase în spate o relație toxică, cu un semn de foc posibil, da? Și vrea să o ia de la zero cu voi, eventual, pentru că apare și un vale de cupe, o ofertă emoțională. Există totuși această persoană foarte pasională, dar care a rănit pe cineva într-un fel sau altul. Da, există cărți care arată izolare, care arată minciuni, care arată un trio, care arată dezechilibre. Evident că nu toată lumea a fost în trio, dar există cărți care dovedesc că până acum, cel puțin în viața unuia dintre voi, a existat o relație în care nu ați fost, în primul rând, nu vi s-au înțeles nevoile, nu ați fost ascultați. Este o chestie de toxicitate, ego, ambiții, dorința de a... de a nu arăta ce simte. Dacă ține de o relație de-a voastră din trecut, voi știți, dacă ține chiar de faza inițială separării prin care ați trecut în ultima vreme, am zis că e vorba de o împăcare, sau cel puțin cineva încearcă o împăcare. Cineva încearcă o împăcare. Voi știți? Îmi spuneți.
Scorpion, Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord. Iar raport. Scorpion, Soare, Ascendent, Venus, Nodul Nord, mai 2020. Central. Wow! Ce frumos, împăratul. Aprilie, să zicem. Numărul 4, iar 4, da, seamănă foarte mult cu bărbatul de aici. Un împărat, o împărăteasă lângă un împărat. Amândoi foarte puternici. În sufletul vostru, în primul rând. Că e berbec, că e taur, că e o persoană, poate să fie și balanță, că e axa berbec balanță, poate să fie orice zodie. Orice zodie. Este o energie foarte impunătoare. Posibil că undeva în sufletul vostru există o persoană care e impunătoare, autoritară, încearcă să fie în control. Pe de altă parte, mai există și varianta, că vă dau mai multe variante, ca să fie dorința voastră de a fi în control, de a vă crea viața, așa cum considerați voi, de a vă crea o stabilitate pe care nimeni nu o poate zdruncina. Vă doriți control asupra vieții voastre emoționale, pentru că scorpionii știm. Eu am luna în scorpion. Cei care aveți altele, eu știu ce aveți aici, știți și voi. Că scorpionii au o viață emoțională foarte intensă, că nu arată, dar cel puțin în afară nu se vede, decât din când în când, și e grav când se vede. Dar încercați să vă mențineți în control această lume emoțională. Vedem ce se mai arată. Provocarea este, oho, 7 de monede, iar semn de pământ, să zicem. Provocarea este să așteptați. Așteptarea aceasta a fost o provocare. Așteptarea asta, dar în care lucrurile au stagnat, prin care toți am trecut, a fost o provocare pentru voi. Dar a fost benefică, pentru că, într-un fel, v-ați odihnit, erați obosiți. Pe de altă parte, poate și sunteți în continuare obosiți și din acest motiv vreți să aveți un control mai exagerat. Obosiți după ce ați investit în această relație și nu ați văzut rezultatele pe care le-ați dorit, unii dintre voi. Obosiți la locul de muncă, să lucrați pentru altul și vreți să fiți șefii voștri, minunat, minunat, ca să vorbim și de job, nu doar de sentimente. Poate unii dintre voi sunteți sau sunteți, trebuie să așteptați această transformare de la 7 la 8, da? 8. Într-o relație cu o persoană care e, să zicem, cel puțin la nivel profesional, este deasupra voastră. Nu zic că sunteți mai prejos, nu zic că nu sunteți și voi ambițioși, că se vede în această carte, dar e o persoană care poate vă este șef, șefă. Am zis, variază. Trebuie să așteptați și ca să vă echilibrați, trebuie să așteptați și până vă creați voi imperiu, afacerea, ceea ce vreți voi să creați, da? Pentru că împăratul creează, are un glob, da? Creează și conduce. Trebuie să mai așteptați în cazul în care acest împărat va reprezenta pe voi într-o măsură sau alta. Pentru unii dintre voi, posibil să fiți între două semne, un berbec și un taur sau un berbec și un semn de pământ. V-am dat câte variante, am simțit în acest moment, vă alegeți. Ia uite, regina de monede, în trecut îndepărtat. E clar că există un semn de pământ la baza acestei cruci. Că este Capricorn, că a apărut mai devreme și Capricornul, că este taur, că este fecioară, iar variază, voi știți. Este o energie care hrănește și hrănește la modul practic, nu e o hrană emoțională, e o hrană practică. Vă susține cu bani, vă susține cu prăjiturele, cu, eu știu, vă duce cu mașina de colo-colo, vă cumpără de îmbrăcat să vă fie cald, bine și așa mai departe, da? E o susținere practică. Acum poate să fie pentru unele, și repet de câte ori pot, vă dau mai multe variante. Poate să fie pentru unele doamne viziunea voastră ca și soții
Și ce v-ați dori lângă voi, da? O regină. Evident că lângă un împărat stă o regină sau un rege. Probabil că vă doriți acest împărat într-un fel sau altul, unii sau alții, pentru că simțiți că este mai aproape de valoarea voastră. Vi se potrivește. Există. Vedem. Ce alte cărți apar, eu v-am zis, vă dau mai multe variante ca să vă alegeți. Și totuși trebuie să mai așteptați. Ori voi, ori ei. Ah, ia uite, iar a apărut 4 de monede în ultima vreme. În ultima vreme a trebuit să țineți de bani ca să vorbim de bani. Deși vă doriți o creștere, evident, cu regina și cu împăratul, dar a trebuit să țineți de bani să așteptați pentru că nu s-a mai lucrat sau cât s-a plătit, eu știu cât la sută sau, în fine. N-ați mai putut să faceți niște procentaje acolo în salariul vostru, eventual. 4. Pentru mine, 4 de monede este varianta mică a împăratului, da? Amândoi sunt pe un tron, da? Sunt destul de rigizi. Însă există și o parte foarte faină la ei, că amândoi sunt protectori, varianta lor superioară. Dacă își manifestă și unul și celălalt varianta inferioară, sunt zgârciți, sunt autoritari, sunt manipulatori. În ultima vreme, să zicem că vă doriți stabilitate, că asta înseamnă 4, da? Interesant, foarte interesant. Ia uite, 4 și 4. Poate că voi, 4 de bâte vă reprezintă pe voi, ca și doamne, să zic, varianta voastră stabilă. Da? 4 și 4. Vedeți ce e interesant? Da? 44. Este o colaborare. Dacă nu e musă, e o poveste de dragoste, poate să fie și o colaborare, dar evident că voi vă doriți dragoste. Dar în acest moment foarte mult arată cărțile nevoia de stabilitate financiară, de lucruri practice, de bani. Bani. E casa 8, ai de înțeles. Adică nu vă doriți pe cineva, nu vă doriți lângă voi pe cineva care nu vă poate onora, nu vă poate proteja, nu vă poate întreține și e normal. Și împăratul își dorește același lucru. Își dorește o regină care să-i fie pe măsura valorii, așteptărilor, reușitelor profesionale. Sunt chestiuni care ține, deci în acest moment cărțile arată probleme care țin de valoare. O nouă de spade în viitorul îndepărtat, apropiat, 3 de băte. Că o fi un semn de foc, că se vede berbecul și 3 de bâte, la distanță, cu care comunicați, care are speranțe cu voi. Posibil. Pe de altă parte, dacă sunteți între un semn de pământ și un semn de foc, unul dintre voi, sau poate chiar și voi, la un moment dat, unu, veți avea niște dureri de cap, multe griji pe cine să alegeți, în ce încurcătură ați intrat. În fine, dacă sunteți între, da, pământ și foc, apar aceste griji, stres, stres. Și totuși, în prezent, să zicem că începe să vedeți lucrurile altfel, niște oportunități în zare. Dacă este una dintre persoane mai bine poziționată profesional și financiar, probabil că aceasta vă va impresiona mai mult, da? Dacă știți că cealaltă persoană nu-și permite și trebuie să așteptați, în momentul în care apare acest împărat în viața voastră sau se manifestă, veți simți, ori voi, ori ei, faptul că e într-adevăr o oportunitate specială care merită să fie așteptată. O să clarific totuși. Posibil, mai există și altă variantă, ca un semn de aer să-și facă griji în cazul în care are legătură în această poveste într-un fel sau altul. Să zicem. Wow, împărăt! Teasa, sfatul era
Să fiți împărăteasă. Wow, ce frumos, ce frumos. Împărăteasa și împăratul. A apărut regina de monede, dar acum a crescut. Nu mai e doar o regină, deja reprezintă patru într-unul, da? Sunteți toate femeile la un loc. Sfatul este să creșteți, să creșteți spiritual într-atât încât să vă ridicați până la nivelul acestui împărat. Sau, posibil, iar apare semnul taurului sau al balanței. Da? Taur sau balanță. Dacă voi creșteți aici, dacă împăratul vă reprezintă pe voi, ei trebuie să se ridice la valoarea voastră. Da? Nu contează că împăratul apare adică că sunteți femei și apare împăratul. Probabil că aveți o mare autoritate, unii dintre voi, într-un fel sau altul, un succes profesional. Aveți ceva. Da? Guvernați o mică împărăție. Poate să fie și spirituală și creativă, și, da? Că e împărăteasa și creativă, nu contează. Financiară, o afacere. Știm că scorpionii, într-o formă sau alta, sunt ambițioși. Cine trebuie să vină, cum am zis mai devreme, trebuie să vină să se ridice la nivelul vostru, eventual, dacă voi aveți ambiția să stați în preajma cuiva mai sus decât voi, trebuie să vă ridicați voi la nivelul lor. Și atunci, 7 înseamnă muncă, așteptare, iar muncă, iar așteptare. Trebuie să ieșiți din tipare, să ieșiți din zona de confort, și nu e ușor. Așteptați ceva la un drum. Cu trei de bâte. Eventual comunicați la distanță cu acest berbec sau poate și cu cineva în semnul pământului. Ha, interesant. Împărăteasa, sfatul este să fiți frumoase sau frumoși. Confortabili în pielea voastră și să lăsați pe ei să vină înspre voi. Interesant. Am zis că poate să fie un semn venusian. Poate unii dintre voi aveți nevoie să vă consultați și cu mama voastră. Dacă nu, fiți generoși, dar cu stil și cu măsură, da? Într-un fel nobil, nu exagerat. Ho, exterior, semn de aer, am zis posibil, exterior, totuși un semn de aer își face griji. Pe de altă parte, acum ce planete mai are semnul de aer, că poate să aibă planete prin foc, prin pământ, da? Este o persoană care trebuie să decidă. Dar nu sunteți voi. Cred că o să fac o clarificare. Poate că voi ați blocat un semn de aer. Unii dintre voi sau un semn de aer v-a blocat și într-un fel sau altul a creat situația asta. Adică principiul cărților arată bine, eu așa le văd. Doar partea de aer, de mental, care nu vă reprezintă. Este foarte stresantă și stresată. Doi de spade, de obicei, unii spun că ar fi balanță. Dar nu e obligatoriu. Este o persoană care nu se poate decide. Posibil că din acest motiv apare 7 de monede. Într-o direcție așteptați prea mult și s-ar putea să vină altcineva de la drum cu pasiune și să o ia înainte. Interesant. De ce vă este teamă de regele de cupe? Simt că aici vă reprezintă pe voi regele de cupe. De această dragoste imensă pe care nu aveți cu cine să o împărtășiți. Dacă mai e un semn de apă, voi știți. Sau cineva cu planete pe acolo. Dar în primul rând, da, apare și stresul și 9 de spade. Vă faceți griji. Cine mă iubește? Aha, interesant. Cine mă iubește? Care dintre cei posibili
mă iubește cu adevărat, pentru că eu pot să-i iubesc imens, cât un ocean, da? E regele de cupe. Adesea reprezentat de scorpion, da? Sau pești, sau rac. Pot să-i iubesc imens. Și ca să nu se cufunde nimeni în oceanul iubirii mele, o să arăt doar un pic, cât este necesar. O să hrănesc, da? O să hrănesc emoțional, cu grijă, cu măsură. Dar cine se ridică? Sau cine poate să iubească la fel de intens ca mine? Cine? Aceasta ar fi frica voastră. Ce vă doriți? Uai, ai, ai, marele preot. Măi. Marele preot, luna mai, să zicem. Iar apare semnul taurului. Pentru unii, să zicem. Sau o figură autoritară, o figură care are ceva important de spus în viață. Că este o altă persoană, că sunteți voi, vă spun de câte ori pot aceste cărți, vă pot reprezenta pe voi. Dorința voastră de a vă împlini misiunea spirituală, de a avea ceva important de spus în viață, de a vă crea, că asta face împăratul, de a vă crea destinul. Dacă vreți să luați zodii și oameni, este alegerea voastră, faceți ce vreți. Dar vă dau și varianta asta pentru cei care vor să vadă mai profund lucrurile, da? Vă doriți să creșteți. Amândouă semne de semnul taurului, să zicem, dar trecând peste asta. Să creșteți spiritual, pentru că împărăteasa înseamnă creștere, marele preot înseamnă spiritualitate. Să creșteți și să construiți un imperiu, eventual o afacere care ține de frumusețe, de spiritualitate sau și una și alta, într-un fel sau altul. Wow, ce cărți intense! Vă doriți stabilitate, vă doriți o relație profundă, cum am zis mai devreme, și nu știți. Cine vă iubește atât de profund? Că asta este frica, regele de cupe. Cine? Cine e în stare să lupte pentru voi și să vă ofere tot atât cât puteți și voi să oferiți? Și atunci stați și așteptați. Sau poate ei așteaptă o reacție de la voi pentru că vreți cu răbdare, că asta înseamnă șapte de monede, răbdare. Cu răbdare să treceți înspre opt, înspre transformare, da? Nu se transformă nimic peste moment sau într-un moment. Trebuie timp. Și aceste cărți sugerează timp. Și 7 și 4. De fapt, toate. Într-o formă sau alta. Și regina de monede e foarte precaută și împărăteasa, nici împărăteasa nu se aruncă, nu se duce cu oricine, nici regina, nici împărăteasa, adică variantele lor superioare. Apare, da, și marele preot. Vă doriți să înțelegeți aceste legături spirituale, că sunt două persoane, că e o singură persoană. Vă doriți să înțelegeți aceste legături spirituale. Și să fiți într-un angajament. Eventual, dacă e vorba de job, vă doriți ori persoana cu autoritate, ori să ajungeți și voi acolo. Wow. În final, ce veți reuși? Începeți cu pași mici să vă mișcați, că de fapt cavalerul de monede merge spre regină. Oricineva semn de pământ vine înspre voi, că e la bază, se vede că e la bază și nu doar și lateral, și pe toate părțile, da? Sunteți înconjurați de un semn de pământ. Ori ei vin, pentru că apare totuși noțiunea de călătorie, de așteptare. Ori ei vin înspre voi cu o ofertă, o ofertă frumoasă pe măsura unei regine, a unei împărătese, da? Și dacă e vorba de construcția voastră personală, cu pași mici, precauți, înceți și siguri, ordonați, bine gândiți, mergeți către ceea ce vă doriți, evident, către acest mare preot. Relație stabilă, lucru stabil, job stabil. Ia, uite ce frumos, către stea.
către destinul vostru, către împlinirea tuturor dorințelor. Uai, ce talare! Lăsați în urmă rănile, da? Cei care v-au rănit îi blocați. Nu zic musai că-i semn de aer. Deci nu pot să spun așa ceva. Sunt săbi, sunt spade, sunt gânduri, sunt cuvinte. Lăsați în urmă pe cei care v-au rănit. Eventual să și vede că-i blocați. Se vede că-i blocați pe cei care v-au rănit, care nu v-au înțeles, care nu v-au dat stabilitate, care v-au trădat. Și eventual ei își vor face griji pentru această schimbare. Cum unde mergeți, mai dragii mei, scorpioni? Ia uite, către stea, către împărat și împărăteasă, către un cuplu divin care este binecuvântat în ceruri, în stele. E o legătură spirituală de mult timp, eventual și din alte vieți. Uai, eu așa văd cărți, dacă vedeți altceva, spuneți-mi. Eu în acest moment așa văd cărțile. Lăsați în urmă. Eventual, da. Cine nu a comunicat cu voi pe măsura intensității voastre, cine nu v-a oferit dragoste, da? Cine a fost rece cu voi, îi lăsați în urmă. N-aveți cum să stați lângă oameni reci. Repet, nu-i musai nevoie să fie semn de aer. Sunt oameni reci, care așa au fost învățați să nu-și arate, sau din ambiție, nu-și arate emoțiile. Voi aveți nevoie de dragoste. Da? Și de stabilitate. Oceanul ăla trebuie să fie ținut între niște maluri. Aveți nevoie de pământ? Iar nu zi musai de semnul pământului. Aveți înțelegeți, dar haideți că sunteți isteți, nu mai mă repet. Wow, aveți nevoie de pasiune. Asta e scorpionul. Cine nu v-a oferit sau cine și-a dorit doar o aventură cu voi, posibil și așa ceva pentru unii dintre voi, pa, la revedere. Nu ești pentru mine. Probabil că regretă că nu v-au tratat cum trebuie și acum văd lucrurile dintr-o altă perspectivă. Sau vor vedea, că de fapt e într-un viitor, să zicem. Vor vedea, vai, dar ce frumos, mergeți către stea, dragii mei, super. Eventual vin ei și vă aduc steaua, vă aduc ceva sclipitor. Ha, interesant, un cadou sclipitor, un cadou super valoros pe măsura voastră. Pe măsura voastră. La capătul setului de cărți, cavalerul de bâte, pasiune, atracție. Ia, și ia uite, iar sunt doi cavaleri. Sunteți între două personaje. Sau dacă nu sunt două personaje, deja aveți trei cavaleri, nevoia de mișcare, de schimbare. Am spus mai devreme, a apărut și regele de spade și regele de bâte. A fost cineva în viața voastră care a venit valvârtej și și-a dorit o aventură cu voi. A fost. Și totuși a rămas să decidă. Doi și doi. Nu s-a putut manifesta. Ori ei, ori voi a trebuit să decideți. Da? Sau pur și simplu, intuiția voastră de scorpion v-a spus că persoana aceasta nu o să se decidă niciodată. O să fie tot timpul între două direcții. Iar, posibil și voi ați fost puși în situația să alegeți între două, să alegeți, da? Între două persoane. Și evident că alegeți, ce dragii mei, uitați ce frumos, fantastic, ce frumos, între aventura vieții voastre și iubirea vieții voastre. Ia uite ce aici, 10 de cupe, asul de monede, vedeți? Da? Și aici e momentul de alegere. 9 de monede. Aici sunteți voi frumoși, Venus, da? Varianta minoră, mică, da? Asul de cupe, asul de bâte, Doamne! Lumea, schimbarea. Începeți ceva frumos, ceva deosebit cu cineva. Nu vreau să spun zodii pentru că nu se poate, o etalare colectivă. Și nu vreau să vă creez eu scenarii, este alegerea voastră. Trebuie să vă conectați la intuiție și să vedeți. Astea sunt lecțiile voastre, nimeni nu vi le poate face. Din acest motiv nu vreau să vă creez scenarii, doar v-am citit cărțile și cărțile arată super frumos și vreau și eu. Vreau și eu. Ia uitați-vă, vi le mai arăt odată. Da? Steaua, destinul vostru, marele preot. Mai lipsea marea preoteasă. Împărăteasa, împăratul, aici ce aveți?
Hai să vă mai arăt. 10 de cupe, asul de monede, 9 de monede, asul de cupe, asul de bâte, lumea, vă ridicați deasupra lumii. Începeți un nou capitol. Și roata norocului. Roata norocului. Încheiați un capitol cu cineva și mergeți iar. Încheiați, da? Încheiați un capitol cu cineva care nu a fost pe măsura așteptărilor voastre și mergeți 8 de băte către 10, abundență, 10 de monede, către 6 de cupe, către această transformare a vieții voastre. Transformați fanteziile, grijile, ia uite. În adevăr, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și numai, numai, numai bine. Pa!